Nu pot să cred că ți-a spus una ca asta, ce mitocan. Nu înțeleg, cum poți să strigi numele fostei intim? Ce bine miroase simți? De unde vine? Cred că e de la masa de alături. Nu te supăra, de la tine miroase așa bine? Vanilla Custard. De ce vă apuiesc când poți să fumezi narghilea? Voi de ce fumați narghilea? De fapt, o să vin la masa voastră? Voi de ce fumați narghilea? Păi cred că e o chestie de socializare și relaxare. Și de ce nu fumați țigări? E oribil, nu suport mirosul. De asta eu vă apez. Pot să o fac oricând, oriunde și cu orice aromă delicioasă vreau eu. Și scap și de gustul urât al țigărilor. Și ai dreptate. Când a apărut narghileaua, a fost un semn de respect față de invitat și o modalitate de a relaxa atmosfera și de a ajuta socializarea. Deși, în compania voastră, nu cred că mai trebuie făcut ceva în plus pentru a face atmosfera mai plăcută. Mai stați sau vă grăbiți? Eu pot să mai stau, dar tu parcă trebuia să ajungi undeva urgent. Nu, nu. Eu pot să mai stau fără probleme. Adu-mi și mie o narghilea. Nu ziceai că vă apezi? Cum spuneai și tu, narghileaua este pentru relaxare și socializare, iar vape-ul este doar pentru mine.